Credeam pur și simplu că nu mai apare, dar uitați, un puișor de clean. La un cărăbuș. Am să vă spun imediat și echipamentul și am să vi-l arăt. Acum la sfârșit de februarie. Să așez camera un pic. Deci este un puișor de clean prins la cărăbuș. Am luat astăzi cu mine, am să vi le arăt imediat, numai artificialele care le-am construit în această iarnă. Este vorba de cărăbuș, greiere, larva aceea de bahlui, dar uitați că a venit la acest cărăbuș. Haideți să-i dăm drumul și după aceea vă arăt și echipamentul. Hai, du-te, băiat. Mi-am curcat și fierul. Dar nu-i nicio problemă. Am profitat de încălzirea vremii, acum la sfârșit de februarie, și am ieșit la o partidă de pescuit cu șnurul de muscă pe bahlui. În acest loc am văzut de sus, de pe mal, făcând cerculețe pe apă, în sectorul ăla, am lansat de două sau trei ori, a treia oară, a sărit și a luat cărăbușul. Haideți să vă arăt și echipamentul. Folosesc o lansetă pentru muscă clasa 5. O aveți în imagine. Din 3 tronsoane de 2,75. Mulinetă clasa 5, șnur la fel clasa 5, iar pe înaintașul sau tipetul l-am confecționat din fluorcarbon de 0,14 pe care am atașat, v-am spus, lucrez numai cu ceea ce am făcut în această iarnă. Am această larvă de bahlui pe care am văzut-o astăvară. Am agățat-o în capătul înaintașului, iar la 50 de centimetri pe fir am această imitație de cărăbuș pe care am confecționat-o în această iarnă. Special
am venit astăzi să probez și aceste imitații. Deci deocamdată am pus acest cărăbuș și larva ceva mai sus sau poate pe alt tronson o să pun un greiere, o să pun un gândac, o să vedem. Dar uitați că la acest cărăbuș a venit și acest puișor de clean. Haideți să continuăm.